Meci de coșmar pentru FCSB la Sfântul Gheorghe, unde accidentarea lui Teixeira din startul meciului i-a costat scump pe roșialbaștrii. Mihai Roman a intrat în locul lui și după numai un minut a gafat decisiv. A pasat direct la adversari, iar din contraatacul rezultat Vașvari a deschis scorul pentru echipa lui Neagoe. Mai 4 minute, șoc pe stadionul din Sfântul Gheorghe. Florin Ștefan l-a învins încă o dată pe Bălgrădean cu o execuție de senzație. Coșmarul pentru echipa lui Dica a continuat și în partea a doua. Planici a făcut hands în careu, iar Tandia a înscris de la punctul cu VAR. Semnalul revenirii l-a dat Florinel Coman, care a marcat din pasa lui Rusescu al 7-lea său gol din acest sezon. În minutul 88, același Rusescu a marcat superb din lovitură liberă și roșialbaștrii sperau din nou. Golul a venit însă la cealaltă poartă. Mensah a închis tabela la 4-2, rezultat care o lasă pe FCSB la 5 puncte de CFR.